mă trezeam dimineața și plângeam și mă întrebam de ce a trebuit să se întâmple asta acum. În sala de balet am fracturat metatarsianul piciorului stâng, ca un borcan, era imens așa. Și să te gândești că după chiar îl mai pui în poante, nu părea ceva realizabil. Vreau să dansăm pe poante la poalele munților. Sigur, putem. A plouat de câteva ori, ne-a făcut fleașcă, poantele se afundau în noroi. Atunci când dansez, nu mai mă gândesc la nimic altceva. Bine v-am regăsit, sunt Ioana Ciurlea. Invitata mea azi la Oamenii Dimineții este balerina Alice Minoiu. Și sora mea este balerină. Este în momentul de față la Teatrul Danez din Copenhaga. Mama a considerat că trebuie să ne îndreptăm ținuta și să avem grație. Tata este un iubitor al muzicii clasice și s-au îmbinat lucrurile și am ajuns să facem primele ore de balet. Primul dans a fost din Copelia, dansul păpușilor. Țin minte și acum și am fost fascinată. Uh-huh. Puteam să fiu o păpușă, să creez propria mea lume. Era ceva diferit de ceea ce făceam până atunci. După un an, să zic, se vede imediat în ținuta unei fetițe faptul că face balet. Devine uh-huh. dreaptă, gâtul lung, umeri uh-huh. jos. Apoi fragilitatea degetelor, grația mâinilor. Nu a existat o competiție între surorile balerine. Nu, mai mult un ajutor. Chiar de curând a fost gala de balet Carmen Silva pe care eu am organizat-o. Ea a fost imaginea galei. Și m-am bucurat enorm să putem fi iar pe scenă. Cel mai frumos spectacol, cred, din viața mea a fost Romeo și Julieta, în coreografia lui Johann Coburg. Țin minte și acum pe arena din Verona, unde sunt 10.000 de spectatori, că atunci când m-am uitat, și acum mi se face pielea de găină, când m-am uitat pe o ușă din aceea să văd cam câtă lume este, am înghețat. Noi chiar vom dansa aici, n-am văzut arena aceea plină. Am simțit că n-aș mai pleca de acolo niciodată, că vreau să dansez pentru totdeauna. Profesia aceasta nu poți să o faci dacă nu-ți place. Nu poți fi obligat să o faci. Și trebuie să ai foarte multă pasiune, să te dăruiești profesiei, dar nu într-un sens obsesiv. Adică ai profesia, dar ai și viața personală, pentru că ele se completează. Tu trebuie să vii și din viața ta personală, cu propriul tău condiment. Atunci când chiar consider că am o zi foarte proastă sau mi-e frică de ceva anume, fac o meditație înainte de spectacol, spun niște rugăciuni. Ce mă scoate din aceste stări este credința. Unul dintre cele mai grele momente din cariera mea a fost o accidentare. În sala de balet am fracturat metatarsianul piciorului stâng. Fix într-un moment în care nu voiam să se întâmple asta, celebra noastră balerina Alina Cojocaru era în țară și urma să fie o producție în care îmi doream foarte mult să dansez și nu am vrut să accept această poveste a accidentului. O perioadă foarte îndelungată, pur și simplu mă trezeam dimineața și plângeam și mă întrebam de ce a trebuit să se întâmple asta acum. Cam 6 luni a trebuit să stau pe margine, ca un borcan, era imens așa. Și să te gândești că după chiar îl mai pui în poante, nu părea ceva realizabil. Sunt momente foarte dificile pe care mai întâi trebuie să le treci emoțional. Apoi și fizic, gimnastică fizică, gimnastică în bazin, să repeți asta în fiecare zi și practic să nu ai motivația că știi că vei dansa, este o rutină grea. Cât de mult trebuie să te antrenezi ca să fii un balerin profesionist? Pe lângă repetițiile lungi, când chiar sunt determinată să intru în cea mai bună forma mea, îmi fac și eu abonament la o sală de gym și încerc să îmi creez un workout. Mereu trebuie să faci extra și extra ca să îți poți îmbunătăți partea brațelor, a spatelui, apoi a picioarelor. Apoi trebuie să ai tonus, să alergi, să faci cardio. Și apoi trebuie să-ți găsești și fragilitatea aceea și grația. Trebuie să arăți bine oricând, și în corpul de balet, și în rol solistic, și ca prin balerină. Recunosc că eu nu sunt chiar cea mai vigilentă cu aceste cure de slăbire, dar sora mea e cel mai mare critic al meu, într-un sens bun. Pur și simplu i-am spune în față, Alice, te-ai îngrășat sau vezi că trebuie să faci mai multe exerciții. După multe ore de repetiții, cam atunci începem noi să vedem
reacțiile dure, să zic, ale degetelor și ale bășicilor sau alte probleme. Este și o întreagă artă a bandajării acum. Toată lumea se bandajează, își găsește soluții, ce creme, ce plasturi. În această pandemie, cu prietenii mei artiști, am zis, haideți să dansăm undeva. Vreau să dansăm pe poante la poalele munților. E sigur, o să putem, zic, sigur putem. Ne vom chinui un pic. Îmi imaginam că va fi mult mai ușor, sincer. Am găsit melodia Mariei Tănase Până când nu te iubeam. Am găsit-o și pe soprana Suzana Cerveni și pe violonistul Mircea Lazăr și am format o echipă. A plouat de câteva ori, ne-a făcut fleașcă, poantele se afundau în noroi. Am ajuns să facem un videoclip. Cam toată motivația mea se bazează pe a aduce emoție și tot ce fac în aceste proiecte este pentru a aduce pe buzele oamenilor un zâmbet. Pentru că, în final, asta e cel mai important. De ce ți-e cel mai frică? Uneori de eșec. Și mi-e frică foarte mult de oamenii care se schimbă, care azi sunt într-un fel și mâine și pur și simplu mâine nu-i mai recunoști sau nu mai știi ce să vorbești cu ei.